aproape îmi pierde mașina acolo. Wow, wow, wow. În acest videoclip conduc singura mașină de formulă făcută în România. Albert Iovan sau Flix Racing și fac videoclipuri pe gama de motorsport. De la videoclipuri cu simulatorul meu ca acesta, 200 la oră, la videoclipuri când conduc pe circuit, sau pe macadam. Așa. Și dacă vă place cum sună, apăsați butonul roșu de mai jos de subscribe și așa de like. Și lăsați și un coment, pentru că mă ajută foarte mult și chiar aș aprecia. Mersi toată lumea! Cum am zis, astăzi conducem o mașină românească de formulă. Asta este un videoclip special pentru Paște, pentru că mașina aceasta concura într-o formulă care se chema Formula Paște sau Formula Easter. Era un echivalent al Formulei 1 din anii 60 până 90 pentru țările socialiste din Europa de Est. Și era numită Formula Paște sau Cupa Pacii și a Prieteniei. Țările care concurau era Rusia, Ucraina, Cecoslovacia, Polonia, România, Ungaria și Bulgaria. Au și fost curse la noi în țară, 4 la Reșița și una la Galați, pe circuite stradale. Și asta s-a întâmplat în anii 60, 70, 80 și 90. Mașinile aveau 3 motoare diferite, Lada, Dacia sau Skoda. Și trei cutii de viteze, Dacia, Wartburg sau Skoda. Normal, monopostul românesc avea motor Dacia și cutie Dacia și sistem de direcție de la un trabant. Dar toate chestiile astea trebuia să fie modificate, să încapă în spatele pilotului și să fie bune pentru curse. Mașina avea între 60 și 120 de cai, depinde cât de mult tuneai motorul, și era extrem de ușoară, deci destul de rapidă. Motorul era de la Dacia 1300. Monoposturile erau făcute în Reșița de români foarte pasionați. Este extrem de fascinant cum au reușit să ia bugetul mic și să facă o mașină de curse competitivă. Deci destul cu vorbitul. Hai pe motorpark Adâncata să conducem singurul monopost român. Depunem în viteza întâia. Începe să durăm mașina 3 minute, 5 minute, 6 luminițe. Și am plecat. Încerc să luăm interiorul la, pe mijloc. În a patra am început pe ultimul loc. Luăm câteva poziții aici, ușor în prima zonă de frânare să nu intrăm în nimeni. Băgăm înapoi în a treia. Apropo, cum v-am zis, această cutie este luată de la o Dacia 1300 și la fel ca și motorul, sistemul de direcție este luat de la un trabant și toate astea au o lei, m-am lovit cu cine din față. Toate astea sunt făcute de un de oameni din țări care au fost comuniste, adică Rusia, România și multe țări din estul Europei. Și au fost făcuți de oameni de acolo. Mulți dintre ei au făcut mașina acestea în casele lor și au reușit să adapteze aceste părți de la daci și trabanturi și alte mărci așa cât de cât ieftine. Au reușit să le adapteze, să le facă într-o mașină de curse care, pe cum vedeți, se întoarce ușor. Aoleu, aoleu, nu este bine deloc ce am făcut acolo. N-are deloc sistem de tracțiune și deci am pierdut roțile din spate. Dar nu este nimic, am concentrat acum și încerc să merg la limita maximă pe acest circuit, adică motorpark din Adâncata, România. Ajută foarte mult să stai în spate la o mașină din față pentru că creează o bulă de aer, adică de neaer, practic, unde sparge aerul
din fata ta și deci ai un loc unde este mai puțin aer, deci poți să mergi mai rapid, dar ai mai puțină downforce, adică afectează aerodinamica pe curbe, deci în curbe nu este bine să ai o mașină față, dar pe părțile lungi este. Această cutie de viteze are mai 4 viteze și este manuală. Băgăm la 3-a, este bine să ținem turațile ridicate pentru că este motor aspirat, nu are turbo, cum am zis, este de la Dacia 1300 și singurul monopost făcut de un român vreodată a fost făcut pentru această serie, adică Formula Paște s-a chemat, Formula Easter în engleză. Și acel român a și creat monopostul și a și pilotat monopostul. Deci este foarte, foarte talentat acel domn. În a patra. Hai să vedem dacă putem să îi luăm pe cei din față. Am dat dificultate mai mare decât în videoclipurile anterioare pentru că vreau să fie mai interesante cursele, să nu fie pe locul 1. Reușit să luăm pe interior aici. Acum mașina roșie o lovim din spate, blocăm roțile. Am pierdut poziția. Pe partea lungă acum o să avem avantajul acela de slipstream, unde mașina din față creează o bolă de aer. Uite cum vedeți, merg mai rapid decât ea. Iau interiorul și acum pe frânare blochez roata dinăuntru, dreapta, din față dreapta, dar reușesc să o țin pe drum. Încercăm să luăm așa să poveze pe exterior. Las de pe acestea puțin pe frânare. Ați văzut cum face mașina pe frânare, cum face volanul? Îl împing pe cel de aici în exterior ca să ne lase în pace. Mașina albastră acum. Pe interior încercăm să avem o ieșire mai bună. Foarte aproape de el, țin. Frânez foarte puțin acolo. Și aici interiorul poate. A patra. Frânăm a treia. Reușim să luăm aproape în pierdut mașina acolo. Wow, wow, wow. Și luăm și pe aceștia. Foarte frumos. A patra. Lizero este pe ultimul tur. Deci ne apropiem și noi de ultimul tur. Foarte frumos acest circuit. Aș vrea să meargă în piața reală. Am avut o ieșire mai bună decât mașina din față și luăm. Acum avantajul să în spate. Ieșim, luăm. În spate la asta din față. Ieșim, luăm pe frânare, blocăm roțile, dar reușim să ținem interiorul și avem o ieșire bună, luăm. Eroși pe ăsta. N-am simat din acolo. Ieșim larg aici. Nu-i nimica, n-am pierdut nicio băițe. Și aici, sub virează mașina foarte mult. Dar, din nou, rețin poziția.
cred că o să-i putem să-i pune pe cei din față. Dar voi încerca, nu știu ce fac aici. Am luat-o prea pe interior, acolo n-am ținut trasa ideală. Și am pierdut poziția aici. N-am mai scăpat cu noroc, dar sunt 100% sigur că putem să luăm pe cei din față. Ieșim pe exterior și îl luăm. A patra. Nu cred că îi putem lua pe cineva în lume dacă se întâmplă un incident cu ei. Că am ieșit pe partea lungă și se termină tura. Deci a fost o cursă super, super mișto. Și chiar am luat, am făcut multe întreceri și mi-a plăcut. Și mai ales mașina asta este super distractivă de condus, pentru că a fost făcută de niște genii care au reușit să adapteze părți de mașini de la Trabante, la Dacia, la Lada, la Skoda, părți de la toate mașinile acelea au reușit să le adapteze într-o mașină din asta cu motor în spate și este super mișto, chiar dacă are numai între 60 și 120 de cai, depinde cât de mult tunezi motorul. Mamă, ce mișto a fost cursa, am reușit să ajung pe locul 9. Deci sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul roșu de mai jos de subscribe și acel de like. Lăsați și un coment dacă toți sunteți acolo. Și ca întotdeauna să aveți o zi minunată și o să vă văd următorul videoclip. Pa!